Așa cum vă relatam recent, în cursul zilei de miercuri, la nivelul țării a fost demarat un control în 325 de stații de cale ferată din România și în zonele adiacente gărilor. Rezultatul acestui control la nivelul județului Neamț s-a materializat în aplicarea a 12 sancțiuni contravenționale. Ieri, polițiștii au legitimat peste 40 de persoane și au aplicat peste 20 de sancțiuni contravenționale în cadrul unei acțiuni desfășurate la nivel național pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale în stațiile de cale ferată și în apropierea acestora. Timp de 4 ore, aproximativ 30 de polițiști de la transportul rutieră și ordine publică au desfășurat controle în stațiile CFR din Piatra Neamț, Roman și Rosnov. Polițiștii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 600 de lei. În zona adiacentă stațiilor de cale ferată, polițiștii au controlat 15 vehicule și au aplicat 13 sancțiuni la regimul rutier în valoare totală de 7.540 de lei. La activitate au fost angrenați și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Neamț. Pentru prevenirea accidentelor pe cale ferată sau în apropierea acesteia, ce pot avea consecințe deosebit de grave, dar și cu privire la conduita în incinta stațiilor de cale ferată și în trenuri, polițiștii nemțeni fac și o serie de recomandări. În situația unei călătorii cu trenul, procurarea biletelor și deplasarea la linia de plecare a trenului se face cu aproximativ 15-30 de minute înainte de ora de plecare a trenului. La plecarea din stația trenului este obligatorie închiderea ușilor. Este interzis ca pe timpul călătoriei să vă aplecați în afara geamului sau să călătoriți pe scările de acces în vagon. Dacă trenul s-a pus în mișcare la plecarea din stație, călătorii trebuie să renunțe la încercarea de a se urca din mers. Călătorii sunt sfătuiți să coboare numai după oprirea trenului în stație. Copiii nu trebuie lăsați să se joace în zona căii ferate sau a garniturilor de tren. Călătorii trebuie să traverseze calea ferată numai prin locurile special amenajate și după atentă asigurare. Cei care ajung în zona în care calea ferată este electrificată nu trebuie să escaladeze vagoanele și nu trebuie să atingă firele sau cablurile instalate, întrucât există pericolul electrocutării. Nu este recomandat să se doarmă pe timpul călătoriei decât în vagoanele special amenajate. Un ultim sfat este legat de apelul la 112, în care un călător constată pe parcursul călătoriei că s-a comis vreo faptă antisocială în tren.